Fiecare și-a văzut de drum cu altcineva, dar în fața lui Dumnezeu sunt legați pe vecie. Gabriela Cristea și Marcel Toader nu pot scăpa așa ușor unul de celălalt. Au niște îndatoriri de respectat. Ce unește în continuare pe foștii soți, aflăm chiar acum. Au divorțat cu mare tamtam anul trecut, iar de atunci Gabriela Cristea și Marcel Toader și-au văzut de viață. Prezentatoarea TV în vârstă de 39 de ani s-a amorezat de cântărețul Tavi Clonda, mai tinerel cu 5 ani decât ea, iar de jumătate de ani sunt împreună. Marcel Toader, în vârstă de 51 de ani, trăiește și el de 4 luni o poveste de dragoste cu interpreta de muzică populară Mirela Constantin. Și totuși, Gabriela Cristea și Marcel Toader sunt nevoiți să dea periodic nas în nas de dragul unei ființe minunate. Sunt nașii de botez a Irianei, fiica Dianei Vișinicu. Așa că vor rămâne pe vecie uniți în fața lui Dumnezeu. Ca niște buni părinți spirituali, nașii se achită de îndatoriri cât pot de bine. Normal că ne vedem cu nașii. Bineînțeles că ne vedem. Da. Ei, cred că detaliile astea cu împreună separat sunt detalii din viața noastră și prefer să nu le dezvălui, pentru că ei fac parte din familia noastră și important este cum ne înțelegem noi cu ei. Deși Diana Bișinicu preferă să păstreze discreția, cu siguranță Gabriela Cristea și Marcel Toader nu ar face o scenă în fața fetiței. Sunt adulți, așa că se pot comporta normal în preajma ei. Micuța Ariana nu duce lipsă de vizite. Da, pot să spun că ne vedem foarte des chiar, în special cu nașul care vine destul de, cât să zic, o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni să o vadă pe cea mică. Ne vedem și cu nașa, bineînțeles în limita timpului ei liber, pentru că știi foarte bine care o emisiune. Oricum ne vedem destul de des și cu ea. Diana ne-a dezvăluit și cum își alintă nașul musafirii. Mai mult în vizită sau noi pe la ei, în general. Dar în parc nu prea am fost, uite, cu nașa am fost chiar în parc de vreo două ori, cam așa. Dar în general la casa este, mai ales că nașul când ne invită la el face niște mâncăruri senzaționale. În luna martie, la ruperea tortei Irianei, au fost prezenți și Gabriela Cristea și Marcel Toader. Dacă Marcel Toader a venit însoțit de iubita sa Mirela Constantin, Gabi a venit neînsoțită. Asta pentru a evita situația neplăcută în care toți patru ar da nas în nas. Marcel Toader spune atunci că Gabi nu mai prezintă interes, fiind de domeniul trecutului, dar nu l-ar deranja să o vadă pe fosta lui soție cu Tavi sau cu un alt bărbat. La botezul Irianei, nașii s-au comportat exemplar, au schimbat câteva vorbe și au zâmbit frumos în fotografia de grup.